Salutare, bine ați revenit la eFire. Astăzi vom face o prezentare la un HUD, Head-Up Display, un dispozitiv care afișează informațiile de bord, citește din calculatorul mașinii aceste informații și le afișează pe un display transparent în acest caz. HUD-urile sunt dispozitive care prezintă informațiile mașinii, un fel de computer de bord. Le prezintă fără a fi nevoit să te uiți la ceasuri sau în alte locații. Acest dispozitiv se pune pe bordul mașinii și se pot urmări toți parametrii, cum ar fi viteza mașinii, turațiile, temperatura apei, voltajul bateriei. Și aceste funcții, foarte important, se pot seta. De exemplu, pot să am aici kilometrajul și aici temperatura la ulei, să zic, sau presiunea turbinei. Îl customizăm și ne alegem ce interfață vrem noi. De obicei, acestea au mai multe interfețe care le putem selecta dintr-un meniu. Acesta este cu reflecție pe acel display transparent și mai sunt și alte modele, cum ar fi acesta care l-am prezentat într-un clip anterior. Acesta este P19, are display, se montează pe bordul mașinii și tot așa arată informațiile. Vom face un review și unboxing. Azi vorbim despre C1 cu navigație. C1 cu navigație. Să începem să-l despachetăm. Avem manualul, acesta este cu navigație și prezintă temperatura lichidului de răcire, turațiile motorului, distanța parcursă și multe, multe alte funcții, temperatura uleiului, consumul de combustibil. Deci dacă n-aveți la mașină computer de bord, vă puteți lua un asemenea dispozitiv, îl puneți pe bordul mașinii, se conectează pe MUFA OBD direct la portul mașinii, care este universal, și citește toate aceste informații, și consum, și temperatura la lichidul de răcire, cum am spus, și acesta are 3 funcții despre care o să vorbim în cele ce urmează. Deci aici avem MUFA OBD2, care se conectează la mașină, și aceasta la aparat. Iar mai este un dispozitiv, un cablu USB care se conectează la priza auto și la dispozitiv, iar acesta este pentru funcția de GPS. Acest HUD, cum spuneam, are 3 funcții: OBD2, acesta, GPS și navigație. Acesta este folosit doar pentru GPS. Deci dacă nu avem nevoie să citim acele informații, vreau doar informațiile care le citește prin GPS, cum ar fi viteza, o citește din satelit, voltajul bateriei îl ia de aici și ne anunță dacă este o problemă cu bateria sau cu alternatorul mașinii. Avem alarmă pentru low voltage. În ce direcție mergem? Și acest lucru ni-l arată tot folosind acest cablu. Altitudinea, dacă depășim viteza, primim o notificare sonoră, distanța parcursă și multe alte elemente care sunt citite direct din satelit. Aici avem o cârpă mică pentru ștergerea display-ului. Ok, și un silicon. Da, e din acela care se lipește pe bord. De fapt, nu se lipește. Se pune pe bord și este antiderapant. Este un silicon antiderapant. Și mai avem aici dispozitivul. Deci acesta este C1 cu navigație, OBD2 și GPS. Cam așa sunt marea parte a HUD-urilor care le avem. Avem mai multe modele, o parte le-am prezentat, o să încercăm să facem review-ul la cât mai multe dintre ele și să ne uităm la el, cum arată. Are acest display transparent, iar de aici, de pe display-ul acesta mic, se reflectă informațiile pe acest plastic transparent
și noi le putem vedea fără a mai fi nevoie să ne uităm în altă direcție, să ne uităm la ceasuri. Poate nu avem parametru acela care vrem să-l vedem, să-l urmărim, sau vrem să vedem la o mașină care nu are computer de bord consumul, și acest dispozitiv ne ajută. Avem și fără navigație, sunt disponibile toate pe site-ul nostru efire.ro. Avem vreo 20 de modele în stoc. Livrare a doua zi. Aici butonul de on-off. Iar aici este o rotiță care, dacă apăsăm pe ea, ne apar setările. Pe urmă, stânga-dreapta, putem să customizăm toată informația. Navigație. Acesta are și navigație. Adică pe telefon instalăm aplicația scanând codul QR pentru Android și pentru iOS. Aici avem cele două aplicații care pot fi instalate pe telefon și după care se conectează aplicația direct la Bluetooth, prin Bluetooth la acest dispozitiv și ne arată cu o săgeată când trebuie să facem stânga, dreapta, cel mai important, că doar nu o să urmărim harta, pe noi ne interesează când să facem stânga, când să facem dreapta, câți metri mai avem, și ne arată și strada. Suntem pe bulevardul Iuliu Maniu, de exemplu, în 70 de metri, prima la stânga, iar pe telefon, chiar dacă închidem aplicația, rulează în continuare, adică putem să dăm telefonul la un copil sau să sunăm pe cineva, aplicația va rula în continuare. Să-l conectăm. Avem un dispozitiv aici care emulează OBD2. De fapt, emulează un calculator de mașină și cu anumiți parametri, cum ar fi viteza, durația motorului, temperatura lichidului de răcire. Am conectat UFA OBD2, cum o să conectăm și la mașină, și conectăm aici această mufă. Iar acum acel display s-a aprins și avem OBD2 GPS. Noi selectăm OBD2. O să facem o filmare și din acest unghi ca să se vadă direct cum se prezintă. Deci noi am selectat OBD2. Și acum să începem să vedem exact ce se vede pe acest display, care îl montăm pe bord pe acest silicon antiderapant. Am schimbat unghiul la cameră să vedem cum arată efectiv. Acesta este display-ul pe care se proiectează. Să reglăm să se vadă cât mai bine. Acum este în condiții de zi. După cum se vede, luminozitatea este foarte bună și vom încerca să ne jucăm puțin cu acest sistem. Să ridicăm puțin turațiile la 4000 de turații, 2500 viteza, să o ridicăm puțin. Da, primim alarmă. Această alarmă o putem seta noi. Dacă vrem să o setăm la 120, putem. La fel și cu temperatura, engine coolant temperature. Când depășește anumită valoare, primim o notificare. Presiunea turbinei și alte elemente putem să modificăm. Iar acum, dacă apăsăm pe rotița aceea care v-am arătat-o mai devreme, deci are funcția de stânga-dreapta și apăsare. Dacă apăsăm pe ea, se schimbă afișajul. Va arăta așa. Afișajul. Iar acum putem să modificăm parametrii din colțuri. Presiunea turbinei în colțul din stânga, timpul parcurs, distanța 4,5 km, vedem că apa, temperatura apei este la 90 de grade și în colțul din dreapta, engine coolant temperatură în plus, sau ne jucăm cum vrem noi, cu turațiile, cu viteza. Ia să vedem, un 95, 102, ok. 102, să mai apăsăm. Aici avem un computer de bord foarte frumos, care ne arată toate elementele importante ale unui computer de bord, adică viteza, voltajul bateriei,
consumul e cam mare, se pare, dar putem să-l micșorăm, bănuiesc, dând mai jos durațiile, deci chiar așa, și consumul va scădea. Ok, dar acum folosim acest instrument pentru test. Temperatura lichidului de răcire și toate informațiile acestea, să vedem dacă putem să le schimbăm. Da, putem să schimbăm MAP-ul, presiunea turbinei, și dacă dăm în sus, se schimbă în colțul din dreapta. Deci acestea le putem schimba, direcția, în ce direcție merge. Aceste doi parametri de aici din colțul îi putem schimba, restul sunt fix. Și aici, dacă mai apăsăm o dată, putem să facem setările de alertă. Putem să îl setăm în mile sau în kilometri, iar el va rămâne setat. Deci dacă îl mutăm după altă mașină sau oprim mașina, nu trebuie să-l setăm mereu. Deci viteza, status, acestea sunt funcțiile care le arată citindu-le de pe calculatorul mașinii. Cam acesta ar fi 102, alt afișaj. Noaptea, să închidem aceste lumini, să vedeți cum se vede noaptea, dar are și senzor de lumină și noaptea nu o să vă deranjeze la condus. Deci acum ar fi noaptea, ok, fluier, map, distanța, să mai schimbăm afișajul, deci care ni se pare cel mai interesant, pe acela îl folosim. Are și brake test. Pornim brake testul și după ce el simte când punem frână și vedem în cât timp am frânat, și test de viteză, cât accelerăm în 0 și 100 de kilometri, și ne face un test cu mașina, care este foarte interesant. Să dăm drumul la lumină. Deci cum ziceam, brake testul, colant temperatură. Aici punem, să setăm limitele la care să primim alerte. Așa, engine low, ok. Acestea sunt toate funcțiile care ni le afișează. Și presiunea la turbină, adică funcții care nu sunt pe aproape nicio mașină. Poziția clapetei de accelerație, deci acestea nu le putem vedea. Senzorul de oxigen, engine right time, oho, OBD type, senzorul de oxigen, distanța în mile sau în kilometri, asta o putem seta noi, fuel level, da, presiunea atmosferică, temperatura aerului, voltajul bateriei. Da, sunt foarte, foarte mulți parametri pe care și putem să ne alegem și ce interfață dorim. Foarte interesant este acest afișaj transparent. Putem să vedem și strada, brake testul, după cum l-am văzut. Aici sunt settings, OBD diagnoz și face scan și clear DTC. Citește codurile de eroare de pe mașină și le șterge ca un test. Dar codurile de pe calculatorul de motor. Deci dacă avem vreun cod de eroare, drive test, OBD diagnos, driving test. Avem speed test și brake test. Brake test, punem frână, mergem cu 102 km, punem frână și asta putem să facem cu cauciucurile de iarnă și de vară, sau dacă ne schimbăm alte cauciucuri, să facem un test cu cauciucurile de iarnă Michelin și cu cauciucurile de iarnă, nu știu, chinezești, și să vedem, bă, pe acest drum cu aceeași mașină, cu astea am frânat în 100 de metri și cu astea în 10 metri, și vedem clar importanța cauciucurilor de iarnă, de vară, cu cât frânăm cu cauciucurile de iarnă și cât frânăm cu cele de vară. Retort. Deci are și OBD diagnoz, adică OBD diagnoz înseamnă ștergerea erorilor. Deci dacă avem o eroare și ne este afișată în bord, putem să
folosim această scanare. Nu uitați să vă abonați la canalul nostru de YouTube. Vom face multe filmulețe interesante cu gadgeturi și acum să-l conectăm la aplicația care se numește Wii. Deci aceasta este aplicația, iar aici căutăm o destinație, să zicem primăverii în Iași. Ne-a arătat traseul și acum avem aici o funcție de simulare. Și vedem, încercăm să ne conectăm, dar s-a conectat direct. Cu toate că l-am setat pe alt HUD, s-a conectat direct. Ne arată încotro aia, iar pe display vedem exact strada pe care suntem, în câți metri să facem stânga sau dreapta, ceea ce ne interesează exact cum am spus. Și dacă dăm la viteză mai mare, ar trebui să mergem, că nu-i place mai mult de 160, dar limita aia o putem seta noi. Deci ce ne arată? Ne arată distanța rămasă, 432,6 km, timpul 5 ore 48 de minute facem până la Iași. Și în 400 de metri facem stânga pe șoseaua Virtuții. Deci ne arată viteza. În modul de navigație are doar acest afișaj, nu are alt afișaj. Dacă nu dorim să folosim navigația, închidem navigația X. Sau prin navigația și am revenit la meniul anterior cu funcțiile pe care le știm și le putem seta. Turometru, vitezometru, consumul. Acestea sunt niște valori emulate de un dispozitiv care îl folosim în laborator pentru teste. Voltajul bateriei. Deci are foarte, foarte multe funcții care ne ajută să diagnosticăm mașina și să vedem parametrii mașinii. Vom posta multe filmulețe interesante cu gadgeturi noi. Avem și testere auto, avem și panouri solare, de camping, micuțe. Încercăm să aducem lucruri smart și huduri din acestea, head-up display, avem vreo 30 de bucăți, dintre care vreo 3 modele au navigație. Exact așa, cu display sau acest model P19, nu este transparent, dar este sub altă formă. Face același lucru, se conectează cu aceeași aplicație care merge Bridge aplicația. Subscribe la canalul nostru de YouTube. Salutare!